Mă numesc Nicoleta și vreau să vă povestesc pe scurt despre câteva momente plăcute din viața mea. Anul 1974, absolventă a liceului pedagogic, iată-mă repartizată educatoare în comuna Făcăieni, județul Ialomița. În prima vacanță de iarnă am plecat într-un grup de tineri la Sinaia. Aici am cunoscut un tânăr pe nume Dobre, actualul meu soț. Vacanța s-a terminat. Toată lumea s-a întors la muncă, cu nostalgie și multe amintiri frumoase. Dobre, tânărul cunoscut, a urmat să-mi păstreze o frumoasă prietenie materializată cu logodna de Revelion 1976-77, cu cununia civilă în ziua de Dragobete 24 februarie și cu cununia religioasă de sărbătoarea Rusaliilor 4 iunie. Azi, când scriu această scurtă povestire, am sărbătorit cei 35 de ani de conviețuire. O căsnicie frumoasă, cu multe satisfacții și cu bucurii, cu multe evenimente foarte plăcute, cum ar fi venirea pe lumea celor doi copii, Lucia și Ciprian, botezul lor, rezultatele școlare, căsătoria fiicei mele și nașterea primului meu nepoțel Matei. Dintre toate evenimentele plăcute din viața mea, nunta de argint a fost un moment deosebit, deoarece s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută, intimă, cu rudele și prietenii apropiați, cărora le cunoșteam toate tabieturile. Toate pregătirile s-au desfășurat cu pași mărunți. Confecționarea mărturiilor, a buchetelor pentru measă și nașe, împodobirea lumânărilor de cununie cu flori de câmp. Dansul și petrecerea au avut loc în curtea părintească din comuna Ostrov, o comună așezată pe malul Dunării. Mulțumirea și rugăciunea către Dumnezeu fost făcute la Biserica Sfântul Nicolae cu binecuvântarea preotului Simeon, a părinților spirituali Elena și Hristo Gherase și înconjurați de nuntași. Împreună am petrecut cu veselie până la ivirea zorilor. Mulțumesc foarte mult Bunului Dumnezeu pentru familia mea, pentru tot ce am realizat și mă rog să fim cu toții sănătoși, să ne bucurăm împreună cu cei dragi.